Iulian Cristea, Florinel Coman, fază periculoasă, Man, blocat în ultimul moment de Mateo Fedele. Ocazie imensă a lui Denis Man, așteptat prea mult acolo. Și intervenția lui Mateo Fedele este extraordinară într-o situație cu adevărat limită, o situație complicată pentru poarta Craiovei. O primă fază periculoasă inițiată de către cei de la FCSB, combinația Florinel Coman-Denis Man destabilizează apărarea Craiovei. În ultimul moment intervine salvator Mateo Fedele, DB-ului pe Național Arena la finalul lunii martie. Bate Cicâldău, respinge Planici, minge interceptat acolo de Mihăilă, șutul acestuia blochează din nou Planici. Mingea sare însă tot în tabăra gazdelor, din nou Mihăilă, un dribling spectaculos, încă unul în duelul cu Tănase, Mihăilă pe tușă, vine Bălașa și respinge, iată mesajul lui Papură. Un mesaj războinic venit de pe banca celor de la CS Universitatea Craiova. Corneliu Papură la al patrulea său meci, îmi cer scuze, ca tehnician al celor de la CS Universitatea Craiova. Două meciuri în campionat, ambele câștigate în stil italian. Iată, a plecat Mangia, Davis Mangia, italianul Mangia, dar Craiova continuă să câștige în stil italian în campionat. 1-0 la Giurgiu Coastra și 1-0 aici în Bănie cu Șepși. Victoriile lui Papură în campionat. A fost însă și înfrângerea din returul semifinalei de cupă, 0-2 la Ovidiu cu Viitorul. Ocazie mare! Ocazie mare a lui Alex Cicâldău! Este răspunsul Craiovei la ocazia de mai devreme a lui Denis Man. Vă aduceți aminte, Man blocat în careul advers în ultimul moment de Mateo Fedele. Parcă însă ocazia Craiovei este mai mare la apariția lui Cicâldău în careul FCSB-ului. Cicâldău caută colțul lung al porții lui Bălgrădean. Se apropie de poarta adversă, Coman se apără, Dimitrov. Coman centrează pentru Hora. Controlul balonului nu a fost unul grozav. Hora rămâne însă la minge. Da, Hora insistă. Scoate pentru Cristea, Junior Moraes. Neatent Junior Moraes. Dimitrov nu reușește acolo să-l îmblânzească pe Florinel Coman. E penalti. E penalti pentru FCSB și cartonaș galben pe care îl încasează Doncor. Intervenția lui Doncor. Coman era undeva în colțul careului de 16 metri și Doncor atacă decisiv. Aici insistența lui Hora dă rezultate. Mingea ajunge la Florinel Coman după un moment de ezitare a lui Dimitrov. Vine să-l susțină Doncor și intrarea acestuia este pur și simplu de neînțeles. Nu pot să-mi dau seama ce a fost în mintea lui Doncor în momentul în care l-a atacat de o asemenea manieră în propriul careu pe Florinel Coman. Și cred că scapă ieftin doar cu cartonaș galben. A fost o intrare oribilă a lui Doncor. Lovitura de la 11 metri de care beneficiază cei de la FCSB. Da, momente tensionate la nivelul gazonului. Din nou Chelici în mijlocul celor mai nervoase, să spun așa, evenimente. Chelici și Hora încasează fiecare câte un cartonaș galben. Ișvan Covaci apelează la această metodă pentru a-i calma pe jucătorii celor două formații care și-au pierdut cumpătul. Lovitură de la 11 metri pentru FCSB la Craiova în minutul 34 al jocului. Florin Tănase, poreclicii, omul penalti, asta pentru că reușește să obțină cu mare ușurință loviturile de la 11 metri. De asta dată Coman a fost cel care a scos penaltiul, iar Tănase se pregătește să execute. Tănase versus Piliaceli, ce moment important al jocului. Tănase, 9 goluri marcate în acest sezon. Tănase, gol! 1-0!
marchează Florin Tănase, a 10-a reușită personală în acest campionat. Minutul 34, FCSB conduce la Craiova cu 1-0. Da, suporterii Craiovei nu acceptă ușor scorul de pe tabelă. Au mai bubuit câteva petarde. Noi revedem execuția lui Tănase. Reușește să-l păcălească pe portarul Piliaceli și un cartonaș galben încasat de portarul Craiovei. Vă spuneam, Tănase cu al 10-lea gol stagional, a fost al 5-lea marcat din lovitură de la 11 metri. Coman! Șutul lui Coman! Intervenție de ultim moment al lui Dimitrov. Șutul lui Coman blocat acolo de bulgarul Radoslav Dimitrov. Cât de bine a scos Hora pentru Florinel Coman. Șutul acestuia este deviat în corner de Rad. Aproape 30.000 de fani. Fedele și intervenția lui Balgrădean este de-a dreptul fabuloasă în fața tânărului Mihăilă. Ce ocazie de 1-1 are Mihăilă. Balgrădean cu un reflex de zile mari. Defensiva FCSB-ului anesteziată la faza de mai devreme. Iată-l pe Fedele. Cât de bine găsește acest culoar Mihăilă. A încercat să placeze elegant balonul pe lângă Bălgrădean. Acesta reușește cu un reflex uimitor să evite golul. Craiova beneficiază de o lovitură de la colțul terenului. Execută Cicâldău. Mingea sare la același Mihăilă. Fedele! Intervine acolo Romario Benzar. Presiune la poarta. Cicâldău. Centrarea lui Cicâldău și golul lui Chelici este anulat pentru o intervenție neregulamentară a croatului. Să vedem exact ce s-a întâmplat. Bălașa, cel... nu este Chelici, sau nu cred că... Ba da, Chelici a fost cel sancționat pentru Bărbuț. Bărbuț caută zona centrală, pasă pentru Dimitrov! Intervine Bălgrădean! Continuă în ofensivă Craiova cu centrarea lui Fedele, respinge Planici, Mihăilă! Ce reloare spectaculoasă! Mihăilă! Mingea deviată de un jucător al FCSB-ului în corner. Ar fi fost un eurogol al tânărului Mihăilă. Revedem centrarea în forță a lui Fedele. Respinge pe spate Planici și execuția lui Mihăilă. Este Cian Filip, șutul lui Filip. Mingea lizbește pe Doncor. Este groghi în aceste momente. Isaac Doncor are nevoie de îngrijiri medicale. Sunt momente teribile. Doncor trece prin momente dificile. E nevoie de intervenția prontă a medicilor pentru ca fundașul Craiovei să nu-și înghită limba. A fost făcut knockout acolo de acel șut violent al lui Lucian Filip. Da, își face apariția și ambulanța pe teren. Doncor își revine, dar au fost câteva momente de groază, câteva momente horror aici la Craiova. Publicul reacționează, Doncor are nevoie de suportul fanilor, mai ales că nu a făcut un meci deloc bun până în acest moment. Se clatină pe picioare Doncor, este ușor comoționat. Încă o dată șutul lui Filip și momentul în care Doncor este trântit la pământ. Medicii au intervenit rapid și prea mult de minge.
Tănase a revenit și a reușit să recâștige mingea pentru ai lui. Un contraatac rapid inițiat de Oaspescu, Iulian Cristea este liber, Benzar în partea dreaptă primește Man încearcă să-l lobeze pe Pilia Celi, dar ratează complet execuția. Șansă uriașă a lui Denis Man. Cât de superficial a fost Denis Man la faza de mai devreme și este replica celor de la Craiova cu Bancu. Nu i-a ieșit combinația cu Cicâldău după ce în prealabil Cicâldău îi pasase lui Bancu. Mai avem în reluare contraatacul devastator al FCSB-ului. Cristea îl vede excelent pe Denis Man. Acesta în relație 1 contra 1 cu Pilia Celi. Nu reușește să marcheze. A vrut să puncteze și la impresie artistică Denis Man, dar nu a făcut altceva decât să se facă. Să dă fault. Mihăilă îl depășește în viteză pe Bălașa. Mihăilă și ocazie imensă! Șansă uriașă de 1-1 a apărut acolo proaspătul intrat Mesa Coli, dar a venit cu o mică întârziere aici. Nu știu ce să cred, dacă a fost o pasă, dacă chiar a vrut să paseze Mihăilă sau dacă a căutat colțul lung al porții lui Bălgrădean. E posibil totuși ca într-adevăr aceasta să fi fost intenția lui Mihăilă, aceea de a pasa, pentru că l-am văzut. Aiastrei, echipă care va întâlni CFR Cluj. Denis Man, șutul lui Man și gol! 2-0, marchează Man și închide meciul. 2-0 în prelungirile partidei. Reușește să marcheze și Denis Man, putea să o facă mult mai devreme. Denis Man cu al 9-lea său gol în acest campionat. Rezolvă această partidă ce oricum mergea către succesul FCSB-ului. Acum însă lucrurile sunt cât se poate de evidente. Roșii albaștri se impun la Craiova cu 2-0. Din nou erori în apărarea Craiovei și de această dată oltenii nu mai sunt iertați. Denis Man punctează și clarifică situația acestei partide. Bine, 0-1 sau 0-2 pentru Craiova ar fi fost același lucru. Un gol venit practic la ultima fază.